Salut, Aurelia. Bună ziua! Ce faceți? Numele meu este Aurelian Chitez, reprezint compania Romanian Software. În primul rând, vreau să le mulțumim partenerilor noștri pentru că și în acest an suntem alături de dumneavoastră un public minunat. Astăzi am să vă povestesc despre HR Cloud sau Cloud HR. Dar înainte să începem, aș vrea să-mi spuneți câți dintre dumneavoastră vă găsuiți datele în cloud. Fie că vorbim de telefonul mobil, nu știu, poze, imagini, joculețe, filmulețe. Perfect. Mulțumesc. Haideți să vedem ce zic studiile. Un studiu Forbes arată încă 2017 57% din organizații stocau datele în cloud. 73% din companii și-au propus să migreze în următorii 2 ani toată activitatea în cloud. Iar 80% din bugetele departamentelor de resurse umane vor migra către soluții dedicate zonei de cloud. De ce nu și HR în cloud? Cum? Haideți să vedem. Se poate spune că am ștate veche în HR și nu credeam că mă mai poate impresiona ceva. Până acum. În acea zi, am avut ședință toată dimineața. Firma câștigase un proiect mare și trebuia să angajăm într-o lună 10 specialiști. Cum să nu? Au venit neașteptat de multe CV-uri de pe toate platformele și pentru că, pentru prima oară, erau toate în același loc, am putut să fac imediat o listă scurtă și să chem oameni la interviu. De găsit, am reușit să-i găsim rapid, mai ales fiindcă toată lumea avea acces la candidați, criterii și evaluare. Am primit chiar și rapoarte cu eficiența fiecărui canal de comunicare. Asta a fost partea frumoasă. Însă, pe urmă trebuia întocmită și înregistrată hârțogăraia. Cine ar fi crezut că de acum trebuie doar să apăsăm pe câteva butoane și gata? Și surprizele au continuat să apară. Angajații ajută HR-ul fără să-și dea seama. Cer și primesc totul online. Adeverințe, fluturași, concedii. Chiar și chat-ul s-a dovedit foarte util. Ce e mai important e că angajații pontează ușor, iar noi automat calculăm salariile și generăm fluturașii care se trimit pe mail. Dar ce mi-a îmbunătățit fundamental munca e modul în care se păstrează documentele. Există template-uri pentru orice tip de document. Iar toată arhiva companiei este organizată și păstrată în siguranță și se poate căuta rapid în ea. Nu mai vorbesc că există un dosar electronic pentru fiecare angajat, unde e ușor să-i urmărești parcursul și progresul. Eu le tot zic colegilor, ai training, ai parte, că dacă te-ai oprit din învățat, ești imediat depășit. De aceea, oferim foarte multe traininguri în companie. Faci toată planificarea din câteva clicuri și la sfârșit poți să evaluezi și să compari rezultate. Plus că ai un raport cu rezultate versus costuri pe fiecare training în parte. Și uite așa, am ajuns să mă las cucerită de platforma oferită de Colorful HR. Se zice că e greu să-ți schimbi obiceiurile, dar când totul devine atât de ușor, schimbarea vine în mod firesc. Colorful HR. Revoluționează-ți afacerea cu o soluție completă, inspirată din felul în care oamenii lucrează și comunică în ziua de azi. Mulțumesc! Profit de această oportunitate și vă comunic că Romanian Software a lansat acum 2 săptămâni Colorful HR în cloud. Aveți posibilitatea să vă creați, pentru că la bază sunt vânzător, aveți posibilitatea să vă creați în mod gratuit cont și să aveți acces în timp real la 5 aplicații. Aplicație de salarizare în cloud, aplicație de administrare de personal în cloud, aplicație de pontaj și cerere de concediu direct în cloud, aplicație de document management și employee self-service spațiul personal. Cum începem? Prin eficientizarea proceselor de resurse umane. Vorbim de salarizare, vorbim de administrare de personal, vorbim de pontaj, de ce nu de zona de management al documentelor. Dacă vă regăsiți în una din cazurile de mai jos,
cu siguranță trebuie să faceți o schimbare. Dacă pentru fiecare angajare pe care o faceți în companie și sperăm să nu se aplice la dumneavoastră, este necesar ca datele primare să le introduceți în trei locuri. O dată în zona de salarizare, o dată în zona de administrare de personal unde trebuie să generezi contractul și mai departe va trebui să transmiți și raportul către ITM, să transmit revisarul. Sau, de ce nu, interpretarea greșită a unor legi. Ce am făcut noi? Cum eficientizăm procesele de resurse umane în departamentele de resurse umane? În primul rând, prin generare de documente cu QR code. Contracte, acte adiționale, decizii. Aveți de făcut astăzi 100 de angajări, pentru că în zona aceasta e o zonă destul de activă și dinamică. Ce faceți? Introduceți informațiile în aplicație. Aplicația vă identifică acțiunile și vă generează grup cele 100 de contracte. Definiți un teritoriu, se întorc cele 100 de contracte semnate și ștampilate de ambele tabere, și de angajat și de angajator. Le puneți pe toate bulk în scanner, faceți un singur PDF pe care îl importați în aplicație. Iar aplicația, după QR code-ul acestea, va ști să le distribuie în mod automat fiecare contract la fiecare persoană. Contractul Ionescu la Ionescu, Popescu la Popescu și așa mai departe. Partea de generare de documente cu QR code. Am validat. Revisal pe pilot automat. Cum ar fi dacă ați uitat de grija acestui raport către ITM? Să vă autentificați o singură dată cu credențiale pe care dumneavoastră le folosiți către ITM. Aplicația să vă identifice acțiunile și să vă transmită în timp real acest raport. Să vă notifice dacă a fost încărcat, dacă nu a fost încărcat și dacă există erori și de ce nu în bucla pe care o puneți, să introduceți toți colegii din Departamentul de Resurse Umane, poate astăzi nu pot să ajung la birou eu. Bun. Diagramă dinamică. Știți că aveți o anumită provocare cu solicitarea organigramă din companie. Vă solicită la un moment dat managerul, vreau și organigrama din 5 ianuarie 2017. Am posibilitatea să o generez în timp real, direct din aplicație. Și de ce nu notificări în timp real către toți oamenii implicați în proces, pornind de la salariat până la Departamentul de Resurse Umane. Când deservează colegii dumneavoastră ziua de naștere, când aveți de trimis formulețe la medicina muncii sau orice informație despre care dumneavoastră, ca departament de HR, ca manager sau ca simplu salariat, trebuie să fiți notificat. În zona de puntaj. Cum am eficientizat procesele? Nu reinventăm roata, doar o automatizăm. Partea de generare de cereri, de concediu direct din aplicație, iar mai departe, managerul direct sau oamenii implicați în proces au posibilitatea să primească direct pe telefonul mobil cererea de concediu, să o aprobe, să o respingă și la fel să vadă în timp real câți omuleți managerul respectiv are în subordine și câte cereri se intersectează într-o anumită perioadă de timp. Care este următorul pas și lucrăm la asta? Inteligența artificială. Un alt studiu arată că în 2020, ca să fim în tendințe, între 2020 și 2025 vor fi create 2 milioane de joburi relaționate pe inteligența artificială. Mie mi se pare wow, să știți. Cum se întâmplă în acest moment spațiul meu personal? Pentru că am auzit speech-urile antevorbitorilor mei. Aș vrea să transmit un mesaj. Oferim angajaților sau oferiți angajaților o transparență cât mai mare față de toată activitatea din companie. Astfel, dându-le acces în spațiul meu personal, angajații vor avea acces la toate informațiile lor, fie că vorbim de zona de fluturaj de salarii, fie că vorbim de zona de documente, nu știu, dosarul lor fizic scanat sau încărcat în aplicație, fie că vorbim de valori, training-uri sau situația concediului de odihnă. Cum se întâmplă acum, am posibilitatea, inclusiv pe zona de generare de adeverință. Eu, ca salariat, am posibilitatea să intru în spațiul meu personal și să-mi generez o adeverință, de exemplu, care nu are un impact salarial, o adeverință de medic sau o adeverință de primărie. Prin două clicuri i-am generat adeverința, am posibilitatea să o printez color și mai departe să o transmit sau să o trimit unde am nevoie. Cum vedem noi lucrurile și lucrăm la acest aspect? Inteligența artificială în spațiul meu personal. Fiecare angajat se va conecta, iar aplicația te va întreba cu ce te pot ajuta astăzi. Dar, până să fim gata să dăm mâna cu noul nostru coleg robotu, vă invit, dacă nu ați depus declarația unică, știți că termenul s-a prelungit, aveți posibilitatea să o generați, să o validați direct în aplicație și mai departe să o încărcați în mod automat, direct, de pe aplicația noastră Calculator Venituri. Sper că unii din dumneavoastră ați folosit chiar aplicația Calculator Venituri, unde ați
putut face foarte multe simulări, mai ales când a fost necesar transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. O parte din clienții cu care ne mândrim, sper să avem o clienți în sală, avem foarte mulți clienți inclusiv din zona dumneavoastră. Și în loc de concluzie, aș vrea să vă împărtășesc misiunea și viziunea companiei pe care o reprezint. Suntem de părere că departamentele de resurse umane trebuie să facă lucruri cu adevărat importante, lucruri care vor aduce valoare în companie. Fie că vorbim de recrutare, fie că vorbim de evaluare, de plan de cariere sau de retenție, focusul aici ar trebui să fie și nu pe procesele statice, vorbim de salarizare, administrare de personal, montaj și document management. Eu cam asta am avut să vă împărtășesc. Vă mulțumesc!